Numărul deceselor din ultimele 24 de ore a explodat. Încă patru persoane și-au pierdut viața din cauza infecției cu SARS-CoV-2. După câteva zile în care scăzuseră cazurile de îmbolnăvire, din nou mehedințiul se confruntă cu un bilanț negativ de infectări. În ultimele 24 de ore, Direcția de Sănătate Publică a înregistrat 41 de cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 și 4 decese. De la începutul pandemiei, 7522 de mehidințeni au fost confirmați pozitiv, dintre care 312 au decedat. Tot mai mulți oameni își pierd viața odată ce ajung la terapie intensivă cu o formă severă de boală. Rata incidenței la nivelul județului Mehedinți este de 2,21 în acest moment. Topul celor mai afectate localități rămâne neschimbat. În localitățile și Godeanu și Drobeta Turnu Severin, rata de infectare rămâne ridicată.